Eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA alături de băieți. Dacă vi s-au părut mai ciudate primele secunde, mă uitam să văd dacă îmi înregistrează programul, că am avut ceva probleme. Alte mine este Cookie și Laur, aveți canalele lor în descriere, dacă vreți aici să vizitați. Și știu foarte bine că voi apreciați foarte mult concursurile și sunteți acolo foarte activi și vreți să vedeți care dintre noi este mai priceput în ale tuningului. Astăzi am luat mașinile astea noi. Uite, hop, 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 hop. Știți că s-au adăugat niște mașini noi. Și asta este una dintre ele. Bine, probabil ați văzut la alți YouTuber, nu vreau să contez acest lucru, dar măcar o să vedeți modul nostru de a le tuna și voi o să fiți cei care veți vota care mașină va arăta cel mai bine la final. Așa că acum ne vom îndrepta către Respray. Ia să-mi pun waypoint, că nu mai am jucat de mult și habar n-am unde. Uite pe aici, ok. Dai. Bun, deci o să mergem la tuning, o să tunăm mașinile, o să facem și concurs. După o să mergem pe aeroport, o să vedem noi ce facem pe acolo. Dar voi o să votați care dintre mașinuțe a ieșit cel mai bine. Deci după ce le tunăm, voi o să scrieți în comentarii. Și în episodul viitor o să dăm verdictul. Adică o să citim comentariile voastre și vom vedea în funcție de răspunsurile lor care dintre mașini a ieșit cea mai bine, să zic așa. Da. Păi mașina asta știu că s-a adăugat de Sfântul Patrick sau nu știu cum îi zice. Și la sărbătoare de asta americană parcă. E ciudat, adică e foarte mic așa joasă, vedeți cum stă omulețul în ea. Da. Bine, aici nu contează că toată lumea o să-i pună cele mai bune frâne, cele mai bune turbine și așa. Da, hai să vedem aici. Nu-mi place culoarea asta. Nu știu, dacă aș putea oare... uite, mi-a dat cineva mesaj. Dacă aș putea schimba oare culoarea asta, probabil aș fi ales ăla, da, aparent nu. Voi ce culoare îi puneți sau nu? Sau ăla e secondary color, ia stai să văd eu. Nu se spune. Ia stai dacă modific secondary. Nu se spune bine. Ok, secondary color, deci bine, gata, gata. Atunci aleg... Îi punem și Music Club sau n-are rost? Ce e aia? Cum sunetul de claxonului? Nu, e important, da. Ok. Hai că-i bag și atunci, da? Mă, ce ciudat e chestia asta pe aici, nu știu dacă e țeava de șapame sau... Băi, gen... Astea două... Neoane de toate băgăm. Mamă, cum arată asta? Mamă, e super tare. Respray. Hood, ia să vedem. Wow, oare vreau cu venturi de astea și ea? Ia să-l analizăm mai bine. Oricum, per total, mașina arată foarte, foarte bine. Adică, zici că e tunată, deși nu e tunată. Adică, bine, pe acolo sunt anumite modificări aduse. Dar, per total, chiar are un design destul de diferit, așa, față de ce am văzut la alte mașini. Așa, să aleg astea. Hai să punem și un claxon. Mamă, cum arată așa, e de capul meu. Să și culoare faine în plus. Voi ați pus musical la claxon? Da, i-am pus un Liberty City. Cred. Uite că-i bagă și înăuntru la secondary color. Da, am văzut. Adică, da, am văzut. Bun, așa, lights. Xenon. Layout, punem aici cu neoane. Bine, culoarea nu știu încă, o să vedeți după. Plate, da, vreau plăcuța să fie așa cu negru. Nu este mașina mea care sunt mai bun pe Deadpool pe ea. Bun, hai să vedem culoare. Eu zic că mai fain arată fără roll cage, nu? Adică fără chestia de deasupra.
Eu încă nu știu cum arată acolo, că nu am văzut. Ia, stabilesc culoarea la sfârșit. Asta nu-mi place, gen, curat. Aoleu, cum e, nu uiți mie. De ce aș vrea bările alea acolo? Wow! Bă, ești nebun cum e, păi ce mă, stânărea, trebuie să mă țin cu mâna de bara asta aici. Bă, bune, deci dacă o fac așa, stați așa că o fac temporar. Mă lung unde și prea, îi dau secondary color portocaliu ăla din RATB-urile din București, dacă le știți, stați așa să-l găsesc. Unde e mă portocaliu ăla? Cam așa. Zici că e bara din 32, ești nebun la cap. Mă jur, uite știu cum arată. Mă țin așa. Vai, 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 stai așa să schimbăm. O să vedem și noi afară. Sunt deja. Eu nu, mai am. Bă, dar știi că n-arătă o combinație asta cu portocaliu ăsta, nu? E cel mai greu lucru pe, de până la o mașină. Mamă, dar uite are pozițiile astea americane. Uite, vedeți astea? Ce? Astea sunt poziții de America. Pe bara, poziții. Pe bara aia, poziții. Da, vezi, gen pe bumperul din față, pe... A, știu, o să zic. Sunt alea portocalii, vezi? N-am văzut, o să mi-are să afară. Da. Nu știu culoarea, băieți, mai trebuie să mă așteptați, din păcate, îmi pare rău pentru voi. Ok, e că am terminat. Uite și la ori deja e afară. Da, am și o culoarea și... Sunt pe final. Da. Sper să nu... Mă lovesc de mașina lui Laur. Cred că știu cum o fac eu să-ți... Așa, ca să fim la împie distanță. Mai sunt ceapă aici. La haine. Perfect. Unde e? Nu, vreau altă nuanță de culoarea aia. Trebuie un Ice Frost. Ești îmbrăcat la costum frumos. Normal, uite-te la ochii mei. Intră în first person. Mamă. Ia stați așa. Îi pune un fluorescent. Ochi demonici. Nu-mi place cum a ieșit. Poate mă va ajuta dacă... Ia, dar și în spate se modifică? Mă, nu se modifică. Era tare dacă se putea modifica și partea aia. Hai totuși să găsesc un... de ăsta. Și acum... Ar trebui să-mi dau seama de o culoare mai... Bă, mi-ar plăcea în realitate să am culoarea asta pe mașină. Purple-ul ăsta așa. Purple? Da. Mi-ar plăcea mult. Eu nu, nu, nu. Ce? Sper că... Ia sau uite, albastru ăsta, îl vezi pe Ford Focus-urile alea, RS. Și ăsta e smichel. Mamă, știi cum o fac, frate? O fac cum am zis. Pun ultra blue. Bravo, frate. Îi dau la secondary portocaliu ăla. E bușit mașina. Și aia e. Ia să zic, o să arate bine. Inițial o să spuneți că nu, dar ia să vă uitați după. Dacă ești afară o să dai de mașini bușite. O să trebuie să aștepți o secundă cât să ne clăm iarăși mașinile. Da. Cutia a dat boom, a făcut boom. Din greșeală. Am vrut să dau cu zoom-ul de la... Dar unde e portocaliul ăla, frate? Ăsta ori era? Ok, așa, tu mai stai un pic acolo. Ăsta era, da. Uite, vedeți nuanța asta? Și asta e importantă. Vedeți cât schimbă. Lul. Și pe bord, vedeți cum se vede? Diferența. Da, îi pun shadow. Ok, emblem, îi punem acolo lupul ăla frumos mic. Și o facem de tramvai, RATB. Ia uite. Bă, mie chiar îmi place așa. Mie chiar mi se pare amuzant totodată. Deci o să-i pun asta. A skirt. Ah, și asta îmi place. Splitters. Mai vreau... Mi se pare prea exces, un exces chestia asta. Așa parcă, da, așa nu. Prea mult. Spoiler, ia să vedem. Prea mare.
Vreau ceva. Bă, să-i pun unul mare la mișto. I-am pus unul mare, că așa arată bine. A, și pun, uite, ca să se potrivească cu nuanța asta altă. Transmisie, bam. Turbo, da. Ui, să hai să vedem, wheel type. Sport. Dar știu că s-au adăugat niște roți noi, parcă. Cum ar fi să pun roțile astea, nu? High end, ia să vedem la high end ce găsim. De-astea scumpe. Ok. Ia să nu-l las pe astea, dar vreau să văd cum s-ar vedea cu culoarea aia de portocaliu. Așa. Și acum să ne dăm seama, nu. High end. Să găsim ceva. Aș vrea ceva cu negru, parcă, dar și cu portocaliu ăla. Tu acum ce mai tunezi? Roțile. A, uite, ceva de genul aș vrea. Stai, exact, uite, asta caut. Astea cred că vor rămâne. Da, da, astea. Bum. Așa. Wheel color. Nu, rămâne portocaliu ăla. Tires, design. Hai. Da, vreau, e mașină sport până la urmă. Tire smoke, hai să găsim tot orange. Așa, nu ne punem bulletproof. Bun. Și acum mergem la lumini, că mai aveam neonul de pus și gata, color. Știți că o să-i pun orange sau golden shower, nu? Orange. Bun, mamă, uitați-vă la mașinuță cum arată acum. Hai, sunteți pregătiți, băieți? Da, da. Ia, uitați-mă. Ce chestie asta? Să te ții de bară, frate. Mamă, dar plouă. Stai că nu vreau să te mor. Hai. Bun. Și hai să dau și eu pe M. O deschid ușile. Vehicles. All. Uite, all. Așa. Și remote function engine on. A, luminile, da, bine zici. Radio nu vreau neapărat. Ei nu s-a prind asta cu asta. Deci pornești engine-ul și apoi restul. Bun. La radio. Și acum hai să începem. Luăm pistolul, trecem în first person și hai să începem cu mașina verde. A cui e mașina verde? Da. A lui Laur, da? Deci mașina verde e a lui Laur. Bun. A, acum o sună Lester, nu acum. Bun. Deci hai să începem. Spoiler, jante. Și-a pus și aici d-astea. Frumos, verde. Și eu voiam să fac, adică mă gândeam așa, verde, Bun. Dar normal trebuie să fie un albastru. Ups, am închis ușa în greșeală, dar nu contează. Nimic. Bun. Din mașina lui, mașina lui Cookie. Da. Ia uitați-o. Dacă te duci așa de pe parte pe alta, vezi că e albastru. Da, da, se vede. Bun. Și mașina mea. Ați văzut oricum până acum. Voi votați, nu trebuie să votați neapărat mașina mea că eu fac acest clip. Deci chiar nu, voi trebuie să fiți foarte acolo, foarte corect din punctul ăsta de vedere și să votați într-adevăr mașina care v-a plăcut vouă cel mai mult. Ia. Asta e ghidușa. Asta e singur. Ok. Haide, închide-te. Stai că încă închisă, încă deschisă. Gata. A? Băi, stai, e bun? Ia stai, stai că mă dau jos. Stai un pic. Stai că mă urc pe partea asta. Nu că nu e închisă. Nu e închisă, ia să vezi, hai să arăt. Nu e închisă. Nu, ia stai, stai să arăt. E că închide acum. Hai. Uite, vezi, dacă mă plimb, uite, pac. What? What the fuck? Gata, 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 s-a închis la viteză mai mare, se închide. Mm-hmm. Ia, hai să vedem cum se descurcă mașinuța asta. Pe... Nu, pe am ploaie. Tot intrat în asta. Băi, destul de... Mamă, era o groapă acolo, lor. Cam București. Băi, deci de nu sunt la gropi în București acum. Vai de capul meu. Deci stii și toată mașina. Și știi că nu se le ocolă și New Origin. Mai tramvai, mai mașină pe sensul opus. Oh, mamă, ce, ați văzut ce mi-a făcut jocul? Deci trebuie neapărat. Mi s-a blocat și pentru 2 secunde. Și nici nu se încarcă bine, gen, din cauza ploii se vede ciudat. Adică și la voi se vede așa ciudat.
La mine se vede cum gen trebuie. Cu bălți așa multe. A, da, bălțile știu că... Și în, la, în depărtare așa se vede dubios. Gen, dacă mă uit în jos așa, da, da. Bun, băi, deci cam ăsta a fost clipul. Pentru azi eu de-abia aștept să văd cum veți vota voi și ce veți alege până la urmă. Eu am fost The Link, vă mulțumesc foarte mult de vizionare și nu uitați să fiți corecți, da? Pentru că nu vreau să mă votați pe mine doar așa. Votați exact ce vă place și în episodul viitor o să ne schimbăm caracterul, o să-l facem mai frumos. Poate episodul viitor să fie cu Alexandra, e posibil. Vedem, în funcție de voi, dacă veți aprecia foarte mult episoadele de acum înainte, vom face tot ce vreți voi. La altul mine a fost Cookie, Laur, treceți și pe la ei, aveți în descriere cinelele lor. Eu am fost Alin și vă salut pe jos, pa, pa! Salut, salut! Wow.